Am început lucrarea. Fier merge pe grindă. Stâlpi. Și aici ceva pe interior ca să țină cât de cât acest deal. Și cam așa apare. Mai avem de prins câțiva stâlpi din aceștia. Și trebuie să ne luăm de turnat. Ia priviți. Deci de acolo. Și până în partea cealaltă. Muncă ca la nebun. Asta e. Deci aici observați că deja a început să crape inclusiv zona unde este placat cu piatră. Dacă se observă, aici am deja o fisură. Pe gresie. Aici gradul care s-a format la gresie, între gresie. Ia priviți. Chiar și aici se poate observa cum merge această crăpătură. Undeva aici avem o crăpătură. Ia priviți. Aici decorativa s-a crăpat doar în această zonă. Dar se vede acest grad unde pur și simplu arată groasnic. Și merge până aici, până în spate, această diferență. Priviți și dumneavoastră, ia uitați, și aici crăpătură, aici la fel a început să crape. Ia priviți. Deci pur și simplu terenul a luat-o la vale, plus avem de a face și cu, să zic eu, un pic de tasare, dar toate puse cap la cap ne arată că această zonă, ia priviți aici, este cu probleme. Haideți să mai vă arăt într-un loc. Stâlpul deja se observă, este într-un grad destul de înclinat, sârmele s-au întins la maxim. Au apărut fisuri și pe aici pe drum. Ia priviți aici. Sunt fisuri vizibile. Și ce măsuri am luat? Ia priviți ce fac eu aici. V-am spus că nu mai am postat de ceva timp pentru că am foarte mult de muncă. Priviți și dumneavoastră cum îngrop bani în pământ pentru a face consolidare la zona unde locuiesc. Parastru, metri cub de scândură, nu vă spun câte materiale am băgat, că nu știu dacă, sau mă rog, undeva la 7-8 metri cub de scândură, fier, nu știu, foarte multe bare, 70-80 de bare de un fel, 50 de bare de un fel, plase de Buzău, de nu știu, tot la fel o grămadă, plus manoperă, plus acei pătrați care observați dumneavoastră, bine, nu este finalizat cofragul. Și priviți și dumneavoastră cum am acționat eu și cum am vrut eu să intervin pentru a stopa această belea. O putem numi belea. Deci avem o consolidare, mulțumim mult lui vecina că ne-a dat voie să facem pe terenul dânsei această lucrare. Și priviți. Deci cam de aici și până în capătul celălalt. Este vorba de un 35 de metri lungime. Avem săpat în interior, în pământ, în jur de un metru. Lățimea, un metru adâncime. Lățimea este în interior, în pământ, vorbim, undeva la 60-70 de centimetri. Am făcut și acest stâlp. Îi puteți observa, de 2 în 2 metri. Și plus plasa de Buzău. În interior am turnat talpa, am pus acele țevi, 110 parcă în diametru, pentru apă, în momentul în care o să venim cu umplutura aici, pentru că o să intre foarte mult umplutură și o să fie și foarte multă apă, mă gândesc, la un moment dat și trebuie să ducă undeva.
și cam așa arată partea care o să vină în interior. Deci aici se poate observa mai bine. Deci plecăm de acolo, până aici avem talpa, în interior avem grindă, grindă mare, tot la fel de, am folosit fier striat chiar și pentru etrieri, dar grinda este acoperită, nu se mai vede. Este o grindă de 50 pe 50 și făcută cu 6 bare. Deci exact cum este și acesta, vedeți, avem aici 1, 2, 3, 1, 2, 3, de 6 bare, așa este și grinda și cam așa arată cofragul. Aici nu am terminat încă, eu trebuie să vin până la nivelul drumului și priviți și dumneavoastră, ce e aici, bani băgați în pământ. Toată lucrarea este susținută de mine, plătită de mine, absolut tot, inclusiv manoperă, materiale și protocoale și ce mai o să mai fie pe lângă, la pachet. Și merge lucrarea până acolo. Nu este aliniat deocamdată cu fragul pentru că mai trebuie și șprițuit. Deocamdată s-au făcut acești stâlpi. Observați și dumneavoastră, avem aici partea de în care s-a turnat în pământ talpa. Și pe deasupra, oftez. Știu cât am băgat aici. Și pe deasupra, observați și dumneavoastră cum arată. Cam așa arată de aici. Ia priviți. Consolidare. Consolidare care, zic eu, nu o să mai îmi dea dureri de cap pe viitor, pentru că normal și după lege aici această lucrare trebuia făcută de altcineva, dar până te ajută alții, te ajuți pur și simplu singur. Am reușit să și torn absolut tot betonul. Am șprițuit înainte, bineînțeles că risca să se dărâme absolut tot cofragul. Și cam așa arată acum aici. Râd pentru că în acest moment chiar nu mai sunt motive de îngrijorare. Bineînțeles, momentan. Deci cam așa arată. Partea cu șprițuitul. Se observă zone pe unde a mai curs ciment. Mult, foarte mult de muncă. Deci am reușit să torn și betonul. Se poate observa sus, au mai rămas capetele de la stâlpi. Plus părți din plasa de Buzău. Acum, după ce o să termin de decofrat, băgăm umplutura, absolut toată gaura asta de aici. Și la sfârșit, acolo deasupra o să mai vină o grindă lungă dintr-un cap în capătul celălalt. Aici, pe partea de lângă drum, o să vină un șanț săpat undeva la 40-50 cm, unde o să torn la fel beton plus o grindă, tot pe lungimea totală a consolidării. Iar între zidul turnat și grinda care o să vină aici, o să vină niște fier beton prins chiar din zona unde sunt stâlpii și de grindă, iar apoi plase de Buzău, din capătul acela până în capătul celălalt. Cam atât. Sper să nu mai fie probleme pe viitor. Muncă multă, bani mulți, dar să știți că, din punctul meu de vedere, chiar era necesar. Aici se pot observa mai bine stâlpii care au fost băgați, uitați, deci pe mai multe spire, fier striat, gros, și plus poate ați observat acei stâlpi de țeavă rectangulară băgați. Da, acolo o să mai mă ridic eu, bineînțeles, de un cupon unde este nevoie și o să vin cu plasă bordurată de acolo până acolo, la fel ca și un gard. Eu zic că este mai mult decât necesar să faci astfel de lucrări.
în momentul când ai problemele pe care eu vi le-am prezentat în primele imagini. Dar, întrebare, pentru toți cei care ați urmărit acest clip sau pentru cei care auziți aceste ultime concluzii, să spun. Cine ar fi în măsură să mă ajute? Nu știu, să-mi recuperez, eu știu, o parte din bani, dacă este posibil, sau dacă în urma tuturor imaginilor pe care le-ați văzut dumneavoastră, dacă aș merge cu ele la asigurator, la omul care mi-a făcut asigurare, credeți că aș primi ceva despăgubiri? Pentru că, nu știu, eu nu mi-am făcut datoria și cred că sunt puțini oameni care ar fi făcut astfel de lucrări doar să consolideze în primul rând acest drum și plus, bineînțeles, problemele care sunt la locuința mea și nu numai. Deci, pentru cine știe, pentru cine a mai pățit astfel de nenorociri, necazuri, că eu așa le numesc, vă rog din suflet, dacă se poate, într-un comentariu mic sau mai mare, bineînțeles, să lăsați și mie, nu știu, câteva idei, poate cine știe, să recuperez măcar, nu știu, 20-30% din investiție. Oricum, investiția a fost foarte mare, plus că nu este gata. Gândiți-vă că mai vine placă, alt fier, alte grinzi, alte șanțuri și nu am pus la socoteală umplutura. Nu știu, aici e vorba de foarte mulți metri cubi de umplutură. Deci, oameni buni, cam atât. Nu știu, sper să n-aveți probleme de acest gen, dar în cazul în care aveți astfel de probleme, vă spun cu mâna pe inimă, cu mâna pe suflet, că te ruinează, adică este o investiție destul de mare. Pentru noi, oamenii de rând, pentru alții, posibil să fie doar așa ceva, nu știu, o mică intervenție. Toate cele bune și numai bine vă doresc!